Imagini cu acte de violență de o cruzime uluitoare au fost publicate pe rețelele de socializare. Interlopul Fanevan Cică bate și umilește amanta, în timp ce este filmat de alți indivizi care participă pasiv la evenimente. Filmarea a apărut pe TikTok. Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional. Conform mesajul.ro, interlopul umilește și bate cu cruzime o femeie fără apărare, despre care dezvăluie într-o postare ulterioară că este o amantă, notează gândul.ro. În primul rând, vreau să îmi cer scuze față de soția mea, de Maria. Îmi iubesc prea mult soția, îmi iubesc prea mult copiii ca să nu îmi cer scuze. Orice bărbat care își permite să țină o casă, două, trei, mai are și o amantă. Am avut o amantă, o am în continuare. Datorită faptului că am fost foarte gelos, când am fost naș, am chemat-o la mine. Acum 4 luni de zile și am avut impresia că se uită pe un prieten. Și când am avut impresia că se uită la Ahmed, m-am luat de ea, spune Fanevan Cică, justificând modul în care a lovit-o cu bestialitate pe tânără. Acesta îi dă picioare în cap, în stomac și în spate și aruncă cu apă și gheață din frapieră pe ea, în timp ce o înjură și o pune să stea în 4 labe. În timpul abuzurilor, Van Cică este filmat și urmărit de mai multe persoane prezente în cameră, care nu iau nicio măsură și participă pasiv la evenimentele șocante. În cadrul îndepărtat, pe canapea, par să se afle și 2 copii. Dacă se va dovedi a fi așa, minorii riscă să fie încredințați spre creștere autorităților statului, iar părinții să fie decăzuți din drepturi, mai notează sursa citată. Din păcate, legislația din România spune că o astfel de acțiune nu se consideră infracțiune decât dacă victima depune plângere la poliție. Rămâne de văzut dacă tânăra bătută și umilită de Fanevan Cică va apela la autorități sau nu. Fanevan Cică și-a cerut ulterior scuze față de soția sa pentru actul de violență împotriva amantei, relatează mesajul.ro.